Alexandra, îți mulțumim. Aceasta este o zi istorică și un punct de la care nu mai există cale de întoarcere. Acestea au fost cuvintele rostite miercuri de premierul britanic Theresa May în fața Parlamentului, într-un discurs despre demararea Brexitului. Părerile britanicilor sunt împărțite în privința ieșirii din Uniunea Europeană. Prima zi a acestui proces a fost întâmpinată, pe de-o parte, cu speranță, pe de alta, cu teamă în Marea Britanie. The Article 50 process is now underway. And in accordance with the wishes of the British people, the United Kingdom is leaving the European Union. This is an historic moment from which there can be turning back. Britain is leaving the European Union. We are going to make our own decisions and our own law. Prim-ministrul a adăugat că Marea Britanie va păstra o strânsă colaborare cu Uniunea Europeană în domenii cheie și că va încheia un parteneriat avantajos pentru ambele tabere. Theresa May promite o Mare Britanie globală care să aibă parteneriate puternice nu doar cu vecinii europeni, ci și cu alte economii mari de pe mapa mond. Președintele Consiliului European, Donald Tusk, a confirmat primirea scrisorii de la guvernul britanic și emoționat a declarat: "What can I add to this? We already miss you. Thank you and goodbye." Cum de s-a ajuns aici? Referendumul pentru ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană a fost cerut de fostul premier britanic David Cameron, care astfel a încercat să liniștească mai multe voci anti-europene din partidul său. Contrar sondajelor de opinie și tuturor predicțiilor, britanicii au votat în vara anului trecut cu o mică majoritate, aproape 52%, pentru părăsirea spațiului comunitar. The UK has voted to leave the European Union. Înfrânt, David Cameron și-a dat demisia, iar la conducerea guvernului a fost numită Theresa May, care a promis să cârmuiască țara prin acest proces anevoios. La Londra, oraș care a votat cu o majoritate covârșitoare pentru rămânerea în Uniune, părerile sunt împărțite. Vârstnicii au votat pentru Brexit, iar tinerii vor trebui să trăiască cu această decizie pe viitor. Cred că e un dezastru. Ca țară putem sta pe propriile picioare. Ce face Europa pentru noi? Nimic. Și prin Europa va trece un val de schimbare. Să plecăm. Avem mai mulți bani să-i cheltuim pentru noi. Rămâne de văzut acum dacă negocierile dintre Londra și Bruxelles se vor desfășura lin sau dacă vor întâmpina dificultăți. Nota de plată pe care Marea Britanie ar putea să o plătească pentru a-și încheia socotelile cu Uniunea Europeană ar ajunge la 58 de miliarde de euro.